Promovarea cetății Făgărașului ca fiind pe locul 2 în top cele mai interesante castele din lume are și primele efecte vizibile. Numărul turiștilor la edificiul arhitectural din orașul nostru a crescut în ultimele două zile cu peste 100%. Majoritatea a ajuns la noi în oraș pentru a vizita cetatea și a cunoaște misterele acesteia, după ce site-ul Hopper, un site dedicat planificării călătoriilor, a realizat un clasament al celor mai frumoase și interesante castele din lume, iar monumentul din municipiul nostru a fost situat pe locul 2 înaintea multor alte castele renumite din Franța, Canada sau Marea Britanie. Am avut vizitatori care au venit din Australia, alții din America, până spuneau că au venit, au citit, au auzit știrea și au, fiind în zonă, au venit să vadă și castelul. Deci semnalele sunt pozitive. Este un lucru bun pentru noi că lumea începe să ne cunoască mai mult decât eram cunoscuți până acum. Păi în ultimele două zile putem spune cel puțin cu 100 de persoane au fost mai mulți. Acum urmează să vedem în weekend, că probabil oamenii încep să-și facă calcule și weekendul va arăta că dacă știrea a avut impact sau nu. Cât veneau mai de pe zi înainte de știrea apărută? În principiu cam între 70 și 100 de persoane, iar în ultimele două zile cred că am avut peste 200 de vizitatori. Deci peste 100%. Peste 100%, da. Așadar, recunoașterea valorii inestimabile a cetății Făgărașului i-a atras ca un magnet pe turiștii de pretutindeni. Astăzi, până la orele amiezii, zeci de turiști au venit să viziteze minunăția arhitecturală de la poalele munților Făgăraș. David locuiește în California și deși are rude în orașul nostru, doar astăzi a ajuns să viziteze împreună cu nepotul său cetatea Făgăraș. Asta după ce a aflat de clasamentul realizat de site-ul de călătorii Hopper. Sunteți pentru prima oară la cetatea Făgăraș? Da, prima dată. De unde ați aflat de această cetate? Am verișori care sunt aici în Făgăraș și mi-au spus de cetate. Și cum vi se pare? Foarte interesant. Este istoric, n-am mai văzut așa ceva, adică mai este și prin unea cetăți, dar parcă asta e cât de cât întreagă comparat cu celelalte. Știi că săptămâna asta s-a făcut un studiu conform unui site american Hopper. Această cetate este pe locul 2, în top 10 cele mai frumoase din lume. Păi așa am citit, de am venit astăzi ca să văd. Da, am citit și articolul. Și cum ți se pare? E adevărat? Păi comparat cu alte cetăți care am văzut, chiar e fain. Numai ce am intrat acum să mă uit la restul, dar pare foarte fain. Poate e corect articolul, se pare. Printre vizitatorii care au vrut să cunoască istoria cetății s-a aflat și un grup din București. Este pentru prima oară când veniți la cetate? Da, așa este. N-am mai fost niciodată la cetatea Făgăraș. Câți i-ați venit? Suntem un grup de 29 de persoane. Am stat la Sibiu 5 zile și acum în drum spre București am oprit și la cetate, știind că este o cetate foarte frumoasă. Știi că această cetate a fost desemnată drept a doua cea mai frumoasă din lume? Da, am aflat pe drum acum 3 minute acest amănunt, da. Și te bucur că ai reușit să vii, să vezi, să vizitezi? Da, era păcat dacă eram prin zonă să ratăm acest monument. Chiar e impresionant, e și o zi frumoasă afară, e mult bine de vizită. Îmbucurător este faptul că nu numai numărul turiștilor din țară a crescut, ci și cel al străinilor. În primul rând au fost încântați de ceea ce s-a făcut la cetate, au apreciat lucrările care s-au făcut și mulți dintre ei spun că cetatea noastră arată într-adevăr bine față de alte cetate care le-au vizitat în țara noastră. Cei străini chiar au fost încântați foarte mult de lebedele din jurul cetății și de puișorii de lebădă. Și pentru că urmează weekendul, muzeografii din cetate se așteaptă ca numărul turiștilor să crească semnificativ.